Bună ziua, dragii mei telespectatori, casa iubirii, bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi uh, pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special, Dan Kipăr, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Israte, Pavel, Petru, Achim, George Ombre, Ghiță Ghiță, Dea, vă îmbrățișez cu drag a voastră, pandele Laura! Dragii mei telespectatori, înainte de a începe rezumatul zilei de ieri, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost aseară pe live-ul meu. Am văzut că ați fost destul de mulți. Vă mulțumesc din suflet și sper să ne strângem cât mai mulți pe TikTok, să ne formăm comunitatea noastră de telespectatori și să ne spunem părerile va urma, cât de curând să fac și live-ul pe YouTube. Așa că cei care încă nu v-ați abonat pe canalul meu de YouTube, abonați-vă că nu știu exact când va fi ziua când voi intra pe live pe YouTube. De fel anunț în TikTok sau în vlog. Dar Poate cine știe cum îmi vine și deschid odată live-ul și pe YouTube, dacă mai enervează cineva. Acum, dragii mei telespectatori, deci vreau să vă spun că ieri uh, nu m-am putut abține să nu remarc uh, și să râd uh, pe seama Bian Biancăi cât de penibilă poate să fie. O vedem că se aduce iar în discuție cearta ei cu Nona deranjulor. Și ce vedem la această Bianca? Uh, vedem că este neagră de furie, uh, deja privirea ei este diabolică, și ce observăm? Observăm că ea spune cu o nonșalanță că nu se simte vinovată, că nona s-a uh, agățat de ea uh, pentru a o ajuta, pentru uh, a-i cere bani, după care îi achită datoria și începe jihadul. Ca să vedeți cât de uh, diabolică poate să fie această Bianca și uh, ce mai spune ea, că Nona ar fi vrut să-i spună multe lui Patrick și că ea i-a spus lui Patrick, păi bine cuțat, tu i-ai spus lui Patrick, uh, sub formă de atac uh, și ca să fii pe cadru să faci materiale, nu că ți-ar fi părut ție rău de nona. Fapt că toată lumea i-a atras atenția nonei că ești foarte șireată și că de multe ori ești foarte obraznică și toți ne puneam întrebarea de ce tace nona. Acum am înțeles de ce tăcea nona. Că ea te credea o prietenă adevărată când tu de fapt noi toți vedeam cum o ataci și cum o înțepi subtil. În momentul când Patricia a venit, tu deja ți-ai arătat fața. În momentul când Patricia nu a mai vrut să o atace pe Nona ca să-și primească hate, n-ai mai avut cum să dai în Nona și ai început tu personal să dai în ea, acuzând-o că râde la Ionuț, iar la toți țipă. Că tu îi reproșeai că ai ajutat-o mai mult decât Ionuț. Nu! Tu ai ajutat-o în perversitate. Iar Nona, atât de naivă și de credulă, te credea o prietenă reală. Dar tu ai fost diabolică de la bun început, exact cum ai procedat cu Natalia, care ți era prietenă și prima dată plângeai de mama focului, iar a doua oară când a venit Andreea și te-a sponsorizat, ai dat cu Natalia de toți pereții. Asta ai făcut cu Nona. Cam ăsta ți este caracterul. Și ce-am mai văzut la această Bianca, dragii mei telespectatori, ca să vedeți cât de obraznică și cât de rea și răutăcioasă și Bianca, să știi că de asta nu-ți merge nimic în viață. Acum îi scoate uh, nonei și morții din groapă. La modul că uh, a râs de Emma, că dacă ai bârfit o pe Emma cu mine de față, așa mă bârfești și pe mine. Bianca, păi tu asta ai făcut din primul moment de când ai pășit în casa asta. Fapt că tu vorbeai cu Patricia. În casa fetelor, pe canapea, obârfați pe Nona că s-a dus în, cam, în casa băieților să manipuleze băieții cu moța taia de Patricia ca să vă voteze. Și ce crezi? Ne-a arătat că pe Nona nu interesa persoanele voastre, sunteți prea mici. Nona vorbea de Radu, de Cristina, dar voi două moțate nu făceați altceva decât o vorbeați pe nona. Voi bârfeați! Și atunci vin, dragii mei și uh, telespectatori, și vă spun, cum este Bianca? Hoțul strigă hoții? iau o acuză pe nona că o bârfește cu Emma și noi vedem aici, în casă, cât tupeu pe ea, că și ea și moțata de Patricia, uh, prințesa de Pia Turzi, că uh, frustrările din ele se vedea la cote maxime, o vorbeau pe nona. Așa că un mare, mare dislike. Mă, voi sunteți invidioase rău, mă, pe nona, mă. Vă crești și eu. Normal, tu, Bianca, să mănânci zacuscă toată viața și să fii pe străzi, ba într-o țară, ba în alta și singură și toți bărbații să te refuze. Să ne aducem aminte, Bianca, despre tine când ai intrat în casă, că erai frustrată că arătai cât magazia și că nu se uita nimeni la tine? Aici ai prins coarne? Păi știi de ce? Indiferent cât de urât ai fi când ai sufletul curat și ești bună la suflet, toată lumea te iubește. Degeaba ești frumoasă picată dacă ai sufletul negru. Mă uitam la tine și chiar te rog frumos să te uiți la emisiunea de ieri să vezi ce față de diabolică ai. Răutatea. Dumnezeu îți dă și după suflet. Dar văd că nu, nu vrei să înțelegi, tu ai avut tu pe o să râzi de propii tăi bărbați în emisiune. Pe care i-ai avut la date. Și i-ai făcut în tot felul. Dar amite o femeie care știm destul de bine. Orgoliu feminin. Așa că nu mai, nu mai râde. Și nu mai uh, o acuza pe nona de ceea ce faci tu, că aici e deranjul meu. Tu țipi și spui că Nona e bârfitoare și că nu o lasă pe Ema să vină la Patricia. Ferească Dumnezeu! Da, Nona a asumat, a spus, nu are ce să caute Patricia la mine în cameră. Nici eu nu mă duc la Bianca în cameră, că o văd pe Patricia. Dar tu neavând demnitate, măi Bianca, tu astăzi te cerți îi dai în cap omului, după care vii și spui, bună, ce faci? Îi mai dai și un pahar de apă. Ca după să spui, păi ai văzut? Eu ți-am dat paharul de apă. Să-ți fie rușine de femeie vicleană. Chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori, să vă dați cu părerea și să îmi spuneți dacă v-a plăcut comportamentul Biancăi. Și dacă Bianca este îndreptățită, să spună cu ce a ajutat-o pe Nona. Un om frustrat și un om rău face ce a făcut Bianca. Să ajuți pe cineva și să-i dai peste nas. Omul ăla ajut care îl ajută, pe care l ajută Bianca, ăla trebuie să stea linie. Ca altfel începe Bianca să-i dea peste nas. Să-ți fie rușine de femeie care-i mânca zacuscă toată viața. Se vede mă că n-ai avut. Se vede. Și normal că și tu acum ți-ai găsit sațul în casă. Dar asta l-ai și lăsat pe Alin. Ai mai păcălit un an de zile. Mai stai moca la hotel, mai te vezi pe televizor, să-ți fie rușine. Dar problema nu e asta cât este că ești tu foarte rea. Tu vrei să ataci pe toată lumea, tu vrei să râzi de toată lumea, tu vrei ca toate fetele să stea drepti în fața ta că tu ești șefa, că tu ești aia strategică și tu ești cea mai deșteaptă și ce crezi? A apărut nona care nu te lasă să o calci în picioare. Era la lui Larisa prima dată, în primul sezon. Dar la un moment dat, de prea multă bunătate, mai lăsa capul jos. Dar nona s-a convins ce hram porți și ți-o dă la temelie. Și știi cum ți-o dă la temelie? Ignorându-te. Și tu nu suporți decât să spună un bărbat că nu te place Știm ce face Când auzi că, nu te, că ești conștientă, că ești urâtă și rea Când ești rea te faci monstru Tu ai frustrările astea că le-ai avut prea mult Spuse în față Și momentul când ți se spune că ești urâtă Deja tu nu suporți să nu fii băgată în seamă Tu duci lipsă De iubire și mare atenție, Alex! Mare atenție, Alex! Și chiar mă rog la Dumnezeu ca părinții lui Alex să se sesizeze. Și chiar dacă închid acum ochii pentru emisiune, ca să stea fiul lor în emisiune, vă garantez că după emisiune nu vor fi de acord cu această Bianca. La cum o văd pe Bianca, dacă o supără, o să interzică lui Alex să-și vadă părinții. La cât de răutăcioasă! Și rea e, acum vii și scoți și încerci să o îmbrligi pe Emma, că uite ce spunea de tine, să-ți fie rușine. Femeie la 27 de ani, ți-am spus eu că tu o să rămâi cu câini și pisici, crede-mă ce-ți spun, niciun bărbat nu va sta cu o femeie așa rea. Și dragii mei telespectatori, ne aducem aminte când a intrat doamna care le îmbracă, că a spus, Nona e de o cumințenie fantastică, Nona este miloasă, Nona are grijă de Emma și de Cristina, le învață cum să se comporte în societate. Cine face așa? Decât o femeie cu sufletul curat, o femeie care își dorește ca toate fetele să fie frumos îmbrăcate, să fie educate, civilizate, dar Bianca, cum o văd eu pe ea, uh, dacă îți stă frumos, îți spune, nu, nu e bine, schimbă-te. Și în momentul când îți stă urât, îți spune, vai, cât de perfectă ești. De ce? Că e frustrată, că e rea, că este invidioasă. Și de fapt, Bianca, tu o vroiei pe, Emma, pe Nona să vină pe live Că tu cu gurița ta ai spus, uh, eu am crezut că prin Nona lumea mă va vedea așa cum sunt. Da, te-am văzut și te-am văzut cu toții. Că ești rea, că ești frustrată, că ești obraznică și foarte, foarte vicleană, Bianca. Iar Nona a avut mare dreptate să nu mai intre și să te laude că nu avea motive pentru că te-ai purtat foarte urât cu ea. Ai așteptat-o pe Patricia ca să ai săgeată să o atace pe Nona. Dacă Nona mă auzi, ai fi fraieră dacă ai mai vorbi cu această individă după emisiune sau strict profesional decât în casă nu merită băgare în seamă. De asta nici nu are prieteni. Și de asta nici nu ține legătura cu foști ei. Pentru că s-a văzut ce a făcut ea în emisiune cu bărbații pe care i-a avut. Și îmi spuneți mie că femeia asta e cu minte. E foarte, foarte rea și foarte dușmănoasă. Nu suportă să fie o femeie fericită lângă ea, că atunci o desfințează. Și să vedeți ce va păți Patricia, nu mă credeți acum. Veți vedea. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Îl vedem pe Radu, că se cere la Cristina. Cristina începe să facă tachinări cu Ionuț. Mă, Ionuț! Mă, Ionuț, mă! Ce ai ajuns, mă, Ionuț, în casa asta? Ispita fetelor! Mă, Ionuț, fetele astea când vor să-și facă geloși partenerii, apelează la tine. Mă, înseamnă că ai has, mă. Ai talent, mă. Ești panică, panică, panică la bărbați. Bravo ție! Bravo ție! Mă, când ai talent, talentul nu se învață. Talentul vine din tine. Ca să vedeți, dragii mei tineri, că nu neapărat trebuie să fii tatuat, bombardier și păpușe gonflabilă, cum vă spun eu voi, ăștia așa mai umflați. Dacă ai talent, ai haz, toate fetele roiesc în jurul tău și toate fetele te vor. Bravo ție! Bravo -tie. Ție Ionuț. Ionit, Ionuț, din punctul meu de vedere, e gura de veselie și atmosfera de bun augur în această casă. Ca altfel ar fi decât frustrări pițipoance care plâng după un covrig cu ciocolată, să nu spun altfel, stă pe limbă. Frustrați cum este Robert care minte. Iar Radu și Cristina ce vedem, dragii mei telespectatori, vedem că fac anumite tachinări, Se pregătește, dragii mei, scenariul cu izul uh, Cristinei să se termine și mai mult ca sigur uh, va începe împăcarea lor dorită și așteptată. Din punctul meu de vedere, sunteți niște fake-uri. Se vede cu ochiul liber Radu nu are treabă cu fetele. Iar, mă, Cristina, ție nu ți-e rușine, mă? Nu ți-e scârbă? Mama ta să te bucură duca, chiar nu ți-e scârbă? Sincer, e mi-ar fi scârbă. Oare cum mai mănâncă lumea după tine? Cum mai bea apă după tine? În sfârșit, e problema ta dacă ajungi să te umilești așa pentru niște bani pe care văd că nu, nu șanse, că Dana Andrei... Uh, aranjează cărțile și iese favorit doar cine vrea el, în funcție de cartelele pe care le are și cum votează. Așa că dacă tu vrei să stai să te umilești, dar știi care-i faza? Că toată lumea a văzut că sunteți falși. Și că Radu are nicio treabă cu tine, dar nici tu. Iar tu, Cristinico, scuză-mă pe mine, că am spus de la bun început. Tu ai venit cu cărțile făcute de acasă, cu temele făcute de acasă, știind că trebuie să tragi de emisiunea asta, indiferent cu cine ești și cu ce ești, trebuie să accepti orice, numai să stai în emisiune. Și îmi pare rău, doamna Cristina, mama Cristinei, dacă vă lăsați fica să strice demnitatea și mai ales că vreți să intre și în magistratură, scuzați-mă pe mine. Scuzați-mă pe mine. Dar vă garantez că dacă va intra în magistratură, se va lua la purificat până la țâța pe care a sub -o. Și când va vedea ce face ea în emisiune, cluburi și toate cele... Și cum vrea ea să fie judecătoare. Bine, ea vrea. Nu știu dacă va ajunge acolo. Nu este ok. Luați-vă gândul de la magistratură, dragele mele. Cristina, îmi pare rău, te vei face cu totul altceva. Dar în magistratură, în condițiile în care tu ești în emisiune și faci ce faci, pentru că vor apărea și peste 20 de ani ceea ce faci tu acum în emisiune, cluburi. Asta e. Mai vedem. Dați-vă cu reveneală că emisiunea este pentru câteva luni de zile, dar aveți o viață înainte. Și dacă vreți să fiți doamne, păi dați dovadă. Dacă vii să faci teatru în emisiune și să te faci de cacao, scuză-mă pe mine. După aceea să nu te plângi de ce nu ai sorți de izbândă în viață. În cauza asta. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Îl vedem pe Robert, că iar minte conon, și nonșalanță ceva de speriat. De deci ce a recunoscut, Patricia, că ea a spus, dar mai încet deja că eu vocea Patriciei am auzit-o. Și Robert vine și spune conon, și și cu un tupeu la 33 de ani. N-a spus, domne Patricia, nimic. Măi, Robert, tu te auzi? N-a spus Patricia nimic la date atunci când a fost cu date-ul nonei. Dragii mei telespectatori, ce se întâmplă cu bărbatul ăsta de 33 de ani? Deci are o problemă gravă. Patricia recunoaște și dă replică nonei și el spune, n-a spus Patricia nimic. Spune Bianca, a țipat mai tare Cristina, dar a spus și Patricia mai încet. Și Robert vine și spune, n-a spus Patricia nimic. Măi, cât de mincinos poți să fii, măi, băiatule, că ai disperat o lume întreagă. Cât de mincinos poți să fii? Măi, Robertu, sigur, ai 33 de ani. Măi, eu ți-am sugerat să ceri certificatul de naștere al mamei. Certificatul tău de naștere de la mamă. Să vezi, ai 33 de ani. Ferească Dumnezeu cât... Nu te ajută căpuțul. Nu te ajută sub nicio formă căpuțul. Ferească Dumnezeu. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? că nici, nici ieri nu se arată date și acum se va arăta date lui Robert cu Mihaela. Din punctul meu de vedere, un cuplu care se vrea format, tras de păr, Mihaela, frică mare că este eliminată, că știm că int intră în fibrilații și intră în atac de panică când aude că este eliminată și atunci hai să mă asociez cu Robert dar se vede cu ochiul liber că nu au nimic unul cu altul. Dacă vor forma un cuplu, este doar pentru emisiune gen Radu Cristina, Bianca Alexandru și vor fi și ăștia. Nu știu ce se întâmplă, nu știu care uh, ce s-a întâmplat cu doamna Mantea de a făcut așa casting și tot îi ține dar presupun că nu sunt concurenți înscriși pentru emisiune și atunci trebuie să marșeze cu acești concurenți falși din cap până în picioare. Deja ne-am săturat de teatru, deja știm care va fi finalul, dar asta e, Nu avem ce să facem, mergem mai departe, dar poate, poate se vor înscrie tineri adevărați care vor să-și să găsească iubirea, nu tentative de cupluri. Cupluri fake. Din punctul meu de vedere, la ora actuală, cel mai real cuplu, cu plăcerile și neplăcerile lor, Nona și Patrick. Restul ferească sfântul. Așa că, dragii mei telespectatori, vă aștept părerile uh, dumneavoastră în comentarii. Ce părere aveți de Radu și de Cristina, din câte am înțeles pe internet, se vor împăca. Iar Ionuț, bravo ție, numărul 1. Măi, tu ești gura aia de aer și de veselie din casă. Dacă nu mai ești tu în casă, se alege. Se alege praful de tot. Vă pup cu drag a voastră, Pandele Laura.